În weekendul care a trecut, traficul către Vama Giurgiu și cel de pe podul Giurgiu Ruse au fost un adevărat examen atât pentru șoferi cât și pentru polițiști. Numărul autovehiculelor care se îndreptau către Vama a fost atât de mare încât s-au format cozi de peste 10 km. Este vorba despre peste 30 de polițiști care acționează pe drumul național 5 în municipiul Giurgiu și zona adiacentă punctului de trecere a frontierei. Vorbesc despre polițiști de la serviciul rutier, biroul rutier, biroul de ordine publică pentru mediul urban, colegii de la secția numărul 5 și colegii de la poliția locală, care împreună cu polițiștii de frontieră încearcă să fluidizeze traficul în condițiile în care avem cozi de aproximativ 10 km. Cozile s-au format datorită trecerii grele peste podul Prieteniei, unde se desfășoară activități de reabilitare. Pe lângă restricțiile impuse de lucrările de la podul Prieteniei, traficul a fost atât de aglomerat și pentru că în zilele anterioare au existat restricții de circulație pe drumurile naționale pentru autovehiculele de peste 7,5 tone, iar în weekend circulația acestora a fost permisă. În același timp au fost înregistrați foarte mulți turiști care se îndreptau către Bulgaria, dar și cetățeni bulgari sau turci care lucrează în țări din vestul Europei și au venit pentru a-și petrece concediile acasă.